Tânăra poetă Laura Ion, născută pe meleagurile bacoviene și stabilită în orașului Caragiale, a lansat ieri la Muzeul Nichita Stănescu din Ploiești primul său volum de versuri, Apocalipsa. Deși poate părea un titlu dur, cei care vor răsfoi paginile volumului vor avea plăcuta surpriză de a găsi versuri de dragoste. Volumul este un adevărat memento mori care va determina cititorul să se gândească dacă la sfârșitul vieții va fi mulțumit de cum și-a petrecut viața. Totuși există iubire, iubire în flori ce nu ruginesc. Și totuși ucid rațiunea din mine și laud nebunul ce moare subit. Și totuși există iubire, iubire în lacrimi ce nu s-au ivit. Probabil titlul este dureros la început, dar o să incite la foarte multă căutare și informație. O să incite la analiză și introspecție absolută pentru fiecare. Eu cred că este o carte personală ca orice carte și cu siguranță fiecare individ va trece printr-un joc și printr-o aventură spirituală deosebită. Cei mai norocoși cititori care s-au putut delecta citind versurile profund metafizice ale poetei mărturisesc că nu au mai putut lăsa volumul din mână până nu l-au lecturat în întregime. E printre puținele cărți pe care am pus mână și n-am mai lăsat-o până n-am finalizat-o. Asta pentru că cumva m-am regăsit în versurile ei și am descoperit o profunzime pe care nu o cunoscusem încă la prietena mea, Laura. Și sincer chiar am rămas impresionată și am simțit nevoia chiar să o sun undeva într-o oră târzie din noapte să-i spun că m-a impresionat foarte plăcut. Dar volumul are o aură exotică, exotic, foarte exotic. Ne așa ieșim din timp ca Iliade, parcă suntem peste tot și nicăieri, de fapt. Nu știu, acest volum poate fi complex într-o anumită formă, dar în același timp este extrem de simplu. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să cauți în spatele cuvintelor. Nu trebuie decât să te regăsești pe tine și să încerci să vezi că iubirea din sufletul tău poate trăi sentimente extraordinare, că poți ajunge în pragul acelei treceri, purtând sentimente mai mult decât dumnezeiești. Primele versuri ale Laurei au fost create în orașul lui Bacovia la vârsta de doar 18 ani și apreciate la vremea aceea de poetul Ovidiu Genaru, cel care a numit-o poet. Talentul și-a urmat apoi cursul firesc și a scris respirând aer eminescian și adulmecând seri încărcate de culorile copilăriei lui Creangă. Pasionaților de poezie le-a promis ca în curând să le ofere noi volume.